Bună ziua! Așa cum menționam data trecută, astăzi vom descoperi câteva funcționalități ale coșului de cumpărături Presto. Pentru asta mergem direct în coșul de cumpărături. Atenție! Trebuie să fiți autentificați în contul dumneavoastră MyFesto pe pagina țării în care doriți să realizați achiziția. Și o altă mențiune, prețurile afișate sunt irelevante, acesta fiind un cont de test. Mergem la coșul de cumpărături. Pentru a introduce produse în coșul de cumpărături, aveți mai multe opțiuni. Puteți pur și simplu să introduceți direct din catalogul de produse. Mergeți la secțiunea de produse considerate necesare. Dacă știți exact ce căutați, mergeți la familia, seria respectivă, selectați produsul pe care îl doriți, numărul de bucăți, apăsați pictograma coșului de cumpărături și acestea vor fi adăugate direct în coșul de cumpărături. Desigur, vor fi recomandate și accesorii și puteți să adăugați ce considerați a fi necesar. Mergem la coșul de cumpărături. O altă opțiune pentru adăugarea de produse este atunci când cunoașteți deja un cod de produs și îl introduceți direct din bara de identificare. Să introduceți produse în coșul de cumpărături și prin bara de căutare. Aici alegem produsul de care avem nevoie, cantitatea dorită și apăsăm pictograma coșului de cumpărături. Acestea au fost adăugate în coșul de cumpărături. Mergem la coșul nostru de cumpărături. Putem, desigur, să importăm direct din coșul de cumpărături un fișier. Punem în formatul Festo, încărcăm un fișier. Inițial, toate datele vor fi introduse într-o singură coloană, dar trebuie să identificăm corect separatorul de câmp. În acest caz, se pare că este virgula. Punem virgula. Vedeți, sistemul deja identifică toate datele introduse în acel fișier. Bifăm ce vrem să introducem, debifăm în primul rând capul de tabel pentru că acesta se poate să determine o eroare și lăsăm produsele care ne interesează. Apoi alegem exact denumirile coloanelor pentru a ne asigura că sistemul identifică corect fiecare. Apăsăm butonul în coșul de cumpărături, desigur, după ce decidem ce produse dorim într-adevăr să încărcăm în coș. Dacă le dorim pe toate, desigur, putem să le luăm pe toate. Mergem în coșul de cumpărături. Avem acum încă două, trei produse introduse direct din fișier. O altă modalitate de a introduce produse în coșul de cumpărături este prin copy-paste. Mergem pe butonul de import și introducem prin copy-paste respectând mențiunile acestea. Avem trei exemple, trei moduri. Eu voi folosi cel mai simplu mod de a introduce. Și vom lua copy-paste câteva produse. Și apăsăm butonul de import. Apoi mergem spre coșul de cumpărături. Și observăm că s-au introdus produsele din lista noastră copy-paste pe lângă ceea ce am introdus deja prin alte modalități. Aici avem opțiunea de a prelucra mai departe coșul de cumpărături. Dacă, de exemplu, avem două coduri similare pe linii diferite, putem să comasăm pozițiile identice. Este o acțiune irreversibilă. Putem, desigur, să ștergem toate pozițiile, dacă nu mai dorim să achiziționăm acest coș de cumpărături,
Putem să alegem, să comparăm pozițiile, putem să le copiem, să descărcăm într-un format CSV sau putem să sortăm, să schimbăm pozițiile produselor în coșul de cumpărături. Poate vrem ca ventilul să fie, nu știu, pe o poziție superioară. La fel și generatorul de vacuum. Și merge cu drag and drop. A trebuit să alegeți dumneavoastră exact unde doriți să aveți pe ce poziții, apoi salvați modificările și va exista o nouă ordine a produselor în coșul de cumpărături. Coșul de cumpărături poate fi salvat cu o denumire și o descriere din partea dumneavoastră. Le salvați și le veți găsi întotdeauna în secțiunea de coșuri salvate. Desigur, puteți de asemenea să-l transferați pe adresă de e-mail către un coleg sau puteți pur și simplu să goliți coșul de cumpărături. Coșurile de cumpărături salvate sunt disponibile aici. Le puteți șterge, le puteți deschide, le puteți adăuga din nou în coșul de cumpărături, dar este bine să salvați o copie. Poate pentru o listă de materiale viitoare, poate pentru o achiziție repetitivă, este bine să aveți o copie. Desigur, dacă nu vă mai este necesar, debifați, mergem înapoi la coșul de cumpărături. O altă modalitate de a introduce produse în coș este direct din Quick Search Plus. Atunci când deschideți Quick Search Plus, aveți acces la întregul catalog de produse actualizat. Este bine să aveți cea mai nouă versiune. Aveți acces la funcția de căutare a produselor și, desigur, la instrumentele de inginerie oferite de FES. Cel mai bine este să setați versiunea în limba română, în colțul din stânga jos, pentru a avea datele corecte pentru România. Și să alegem un produs. Să spunem că dorim un senzor. Luăm ceva din gama de produse standard, îl selectăm și apăsăm pictogramă, adăugare în coș. Acesta va fi adăugat în coșul de cumpărături, ca ultima poziție. Acest coș de cumpărături, desigur, poate fi salvat din nou. Puteți, desigur, să îl transferați către un coleg sau colegă și către destinatar, fie chiar către dumneavoastră, pe e-mail. Și veți primi un link de acces direct al coșului de cumpărături. Coșul de cumpărături este finalizat, puteți, desigur, să creați o ofertă oficială. Odată ce puteți pune un număr de referință real, aici am folosit un exemplu. Oferta va fi transmisă pe e-mail și, desigur, va fi disponibilă și în contul dumneavoastră în secțiunea oferte. De aici puteți să o deschideți, să o descărcați în format PDF sau Excel, CSV. Puteți să o respingeți dacă considerați că ați introdus ceva eronat sau puteți să o acceptați și să transformați mai departe în comandă fermă. Data viitoare vom descoperi secțiunea de suport și servicii și cum puteți să plasați solicitări de garanție, reclamații, reparații. Și atât. Până atunci, vă doresc mult succes și o zi frumoasă. Mulțumesc! La revedere!